Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la Observator. După mai multe proteste de avertizare, angajații din sănătate au intrat astăzi în grevă generală. Câteva mii de oameni au protestat și în Argeș. Cadrele sanitare și medicale cer autorităților să le mărească salariile, să le facă mai ușoare condițiile de muncă. Protestul este pe termen nelimitat. Cadrele medicale au ieșit în fața spitalelor încă de la primele ore ale dimineții pentru a-și striga nemulțumirea. Grevă generală! Grevă generală! Grevă generală! Printre solicitările angajaților din sănătate se află mărirea salariului, dar și crearea unor condiții mai bune de muncă. Dorim condiții normale de lucru, nu condiții superbe, nu dorim. Dorim să putem să le facem treaba în niște condiții normale de lucru. Să avem personal, să avem materiale și să nu mai suportăm noi toate umilințele lipsurilor din sistem. Avem salarii foarte mici, eu lucrez de 31 de ani și am 10 milioane salariu de bază. Că mi-apar 17 milioane, mi-apar, dar cu drepturile mele, sport de vechime și toate astea, dar salariul de bază e de 10 milioane. Nu avem personal, suntem două bucătărese după amiază, facem mâncare pentru 700 de bolnavi. Oamenii spun că protestul va continua dacă autoritățile nu le vor lua în seamă cererile. Cele trei comisii de la Camera Deputaților, respectiv muncă, buget, finanțe și juridic, nu va fi quorum și nu se va întocmi rapoarte pentru plenul de mâine în Camera Deputaților, unde va fi dezbatere publică. Și parlamentarii nu vor da dovadă de maturitate și nu își vor asuma prin lege cele două ordonanțe, respectiv ordonanța 20 și ordonanța 43, care a adus haos în sistemul sanitar, care a adus foarte multă nemulțumire și frustrare în rândul categoriilor tuturor de personal care își desfășoară activitatea atât în sănătate cât și în asistență socială. Vom continua acțiunea de protest, respectiv greva generală. Pe durata grevei generale au fost asigurate doar urgențele și numai o treime din personal și-a desfășurat activitatea. În tot acest timp s-au format cozi la ușile Spitalului Județean Argeș. Câteva mii de angajați din sănătate au protestat. 5 tineri au ajuns la spital și 4 mașini au fost avariate din vina unui șofer începător. Acesta a mers cu viteză foarte mare într-o intersecție, nu și-a putut stăpâni autoturismul, moment în care a fost lovit de un taxi și s-a răsturnat. Accidentul a avut loc într-o intersecție aglomerată din Pitești. Vinovat de producerea accidentului este un tânăr de 18 ani care avea permis de doar o lună și care nu a respectat indicatorul cedează trecerea. Băiatul se afla în mașină cu un prieten și două fete de 17 ani și se grăbeau să ajungă la un club, moment în care a fost lovit de un taximetrist ce circula regulamentar. În urma coliziunii, mașina a intrat într-un stâlp pe care l-a retezat, după care s-a răsturnat. În urma impactului au fost avariate și două mașini parcate. Am auzit o bubuitură și praf și fulgări aici ce este. Aici vește că e accident, dar în halul ăsta stau de 30 de ani aici, dacă n-a fost săptămâni în care la fiecare zi accident aici în colțul ăsta. S-a întâmplat destul de des. Foarte des, foarte des. Dar nu se ia nicio măsură, absolut nicio măsură. Toți cei 4 pasageri, printre care și cele 2 minore, dar și celălalt șofer, au fost răniți. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliție. Ce s-a întâmplat? Ești bine? Da. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Un tânăr a fost la un pas să ardă de viu. Mașina în care se afla a luat foc după ce a intrat într-un copac. S-a întâmplat pe DN7, acolo unde șoferul a adormit la volan. A fost salvat la timp de un alt participant la trafic și a fost dus de urgență la spital. Accidentul a avut loc în comuna Călinești, pe șoseaua veche Pitești-București. Se pare că șoferul a adormit și a pierdut controlul volanului. Mașina a pătruns pe contrasens, a ieșit în decor și a intrat într-un copac. Bărbatul a încercat să iasă din mașină, fiind ajutat de șoferul unei mașini care rula în spatele lui și care a văzut tot incidentul. După ce mașina a fost cuprinsă de flăcări, omul a sunat imediat la 112 și a filmat și intervenția pompierilor. Șoferul de 23 de ani care a făcut accident a fost rănit și transportat la Spitalul Județean Argeș. Este cod galben de ninsori și viscol în județul Argeș. Este vorba de partea de nord a județului, acolo unde la munte va începe să ningă viscolit. Avertizarea meteorologilor este valabilă până marți la ora 10.
Vine cu adevărat iarna. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis un cod galben de ninsori și viscol. Atenționarea este valabilă între 31 octombrie de la ora 11 și până pe 1 noiembrie ora 10, cu posibilitatea prelungirii acesteia dacă este necesar. Astfel, în intervalul menționat, la munte vor fi intervale de timp în care va ninge pe arii mai extinse în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, unde și vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de peste 60-70 de km pe oră, viscolind și spulberând ninsoarea. În noaptea de luni spre marți se vor semnala și în estul Transilvaniei și nordul Moldovei precipitații predominant sub formă de ninsoare și temperaturile vor fi mai scăzute în aceste zile, urmând ca de la jumătatea săptămânii vremea să se încălzească. De săptămâna viitoare însă vine gerul, temperaturile vor scădea foarte mult, iar iarna își va intra în drepturi. A fost seara șlagărelor românești la Casa de Cultură Diana Trandafir. Zeci de copii au transformat evenimentul într-un adevărat spectacol spre încântarea sutelor de argeșeni prezenți în sală. Pe lângă micuții care au cântat ca niște adevărați artiști, evenimentul a fost completat și de trupa de dans Domino de la Palatul Copiilor din București. Trupa de dans Domino a deschis seara șlagărelor românești, au urmat apoi soliștii, atât din Brașov cât și din Argeș. Ca adevărații artiști au urcat pe scenă și au interpretat exemplar șlagărele lor preferate. A fost un adevărat show, dar pe lângă faptul că o parte din bani au fost donați în scop caritabil, o altă parte a ajuns la copiii care au urcat pe scenă și care au impresionat prin talentul lor. E aici multă energie, copiii se simt extraordinar de bine, după cum vedeți, toată lumea muncește, este ceva extraordinar de frumos. Sunt atât de fericită și este atâta energie în jurul meu, că nici nu simt oboseala acestei săptămâni în care am muncit din greu. Seara șlagărelor românești a fost organizată pentru prima oară în județul nostru, dar este deja o tradiție în Brașov, acolo unde evenimentul are loc periodic, așa cum organizatorii se gândesc să-l transforme și în Pitești. Principalii organizatori au fost asociațiile Muzicando și Kids Music Production. CSMioveni trece printr-o perioadă foarte bună, fără doar și poate, echipa antrenată de Alexandru Pelici, ajungând cel puțin până astăzi pe locul al treilea al clasamentului, la 3 puncte distanță de ocuparea locului 2, cu care are meci direct etapa următoare și la 6 puncte de lider. Sâmbătă, galben-verzii au spulberat pe Academica Clinceni în deplasare, scorul final fiind 4-1. Argeșenii au început mai greu jocul și primul sfert de oră a aparținut gazdelor, acestea având inițiativa, creându-și două situații de poartă. Golurile miovenului au fost reușite de Gugu în minutul 33, Rădescu în minutul 39, Năstăsie în minutul 58 și Nilă în minutul 93. Cele trei puncte obținute la Clinceni vin să încuruneze o săptămână bună pentru CSMioveni, care a început cu o remiză la Metalul Reșița și a continuat cu o calificare în optimile cupei obținută la Satu Mare, iar cu această victorie echipa argeșană a urcat până pe locul 3 al clasamentului. SCM Pitești a reușit vineri seara a 8-a victorie din acest tur de campionat după ce s-a impus cu 2-1 în confruntarea de pe propriul teren cu Concordia Chiajna 2, satelitul grupării de Liga 1. Albiolezii au făcut un joc destul de bun și se puteau impune la o diferență mult mai mare dacă jucătorii lui Dică erau mai inspirați la finalizare. Nicolae Dica, antrenorul piteștenilor, consideră cele mai importante punctele puse în joc. Tehnicianul grupării din Trivale le cere elevilor săi să rămână cu picioarele pe pământ pentru că nu au realizat nimic până acum. Și asta chiar dacă distanța față de următoarele competitoare este una considerabilă. Mă așteptam să avem un meci dificil pentru că și campionatul trecut în retur am avut un joc foarte greu. Într-adevăr, am suferit foarte mult astăzi. Nu am practicat un joc
cum am practicat până acum în cele 9 etape, dar important este că am reușit să câștigăm cele 3 puncte. Rămân cu părerea că trebuia să termine meciul și era cel mai echitabil. Aveți o echipă bună, o echipă cu experiență și eu zic că nu are cine să vă pună probleme în continuare în această serie. Pentru SCM Pitești vor urma acum 3 etape cu jocuri în deplasare. Pitești va fi vineri capitala boxului. Cupa Argeșului a ajuns la a treia ediție, iar organizatorii promit un spectacol pugilistic pe cinste. Vineri 4 noiembrie, Sala Sporturilor din Trivale va găzdui Cupa Argeșului la box, competiție ce a ajuns la cea de-a treia ediție. Octavian Preda le promite iubitorilor sportului că vor vedea meciuri interesante, mai ales că și-au anunțat participarea cele mai bune cluburi de box din țară. Este o competiție majoră, o competiție de la care noi avem așteptări destul de mari, la fel ca și în edițiile precedente. Încercăm să aducem cluburi cu tradiție în boxul românesc, cluburi și boxierii renumiți. Vrem să creăm un spectacol pugilistic la un nivel destul de ridicat. Să sperăm că și ediția a treia va fi tot o reușită, cum au fost și primele două ediții. Așadar, sunteți invitați să participați la această gală de box ce se va desfășura la Sala Sporturilor, intrarea fiind liberă. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți acum, urmează Acces Direct. La revedere!